Slăvit să fie Domnul! Evanghelia după Luca, capitolul 24. Până ce dumneavoastră o să găsiți locul acesta din Scriptură, vreau să fac un anunț. Pe lângă faptul că fratele Florina Ștefănoaie pune la dispoziția tuturor celor doritori la ieșire discuri cu muzică sănătoasă, duhovnicească. Bani care vor fi investiți în misiunea din România și vă încurajez să faceți două lucruri bune în același timp. Să ajutați oamenii aceștia care se dedică Domnului cu darurile lor și cu competența lor. Și în același timp să aveți o muzică care vă face bine sufletului. Televiziunea Credo ne anunță că cele 5 programe ale convenției așezate în mod profesional pe 5 DVD-uri și toate puse într-un pachet, într-o cutie, sunt de vânzare la ieșire la prețul de $50. Dacă vreți să aveți experiența pe care am avut-o cu cei din Phoenix la convenție, vă invit să faceți această investiție. Luca, capitolul 24. Versetele de la 13 în jos. În aceeași zi, iată că doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba, încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dizi de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul. Și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de înger care zicea că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt. Au găsit așa cum spusese femeile, dar pe el nu l-au mai văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților, și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile care era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședeau la masă, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce le se întâmplaseră pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Frați și surori, dragi oaspeți ai casei Domnului, cei care online sunteți cu noi în prezența Domnului, chiar dacă sunteți în casele dumneavoastră, vrem să vă salutăm pe toți și să vă binecuvântăm în numele Domnului. Textul pe care l-am citit, de obicei, se citește în contextul sărbătorii Învierii Domnului Iisus Hristos. Însă eu l-am citit în această seară pentru că aș vrea să vă vorbesc despre trezire. Așa că vă rog, chiar dacă astăzi a fost o zi lungă cu două servicii divine, aș vrea să vă invit să vă adunați toate resursele spirituale și să faceți efortul să stați în prezența Domnului întâlnindu-vă nu doar cu un om și nu doar cu o predică, ci cu Domnul care vă vorbește. Când vorbim despre trezire,
Vorbim despre un fenomen absolut obișnuit și natural, care face parte din viața noastră. Când vorbim despre trezire spirituală, vorbim despre trupul spiritual al lui Iisus Hristos, care este biserica, și este împărțit în bisericuțe locale de ordinul miilor și zecilor de mii care umple pământul. Și timp în care o biserică spirituală este în flăcări spirituale, sfinte, în Duhul, una s-ar putea să fie ațipită, ba chiar adormită, ba chiar riscând să se prăbușească. Trezirea spirituală a devenit o expresie care arată o stare de lucruri. Ea este o expresie obișnuită între oamenii care citesc Biblia, care îl cunosc pe Domnul și care au o viață spirituală. Atunci când vorbim despre trezire spirituală, vorbim despre cea mai înălțătoare intensitate a relației cu Dumnezeu. Vorbim despre deșteptare, despre ieșirea din starea de ațipeală, de nepăsare și punerea în stare de veghe, de responsabilitate și de interes adânc. Trezirea spirituală o provoacă întotdeauna Dumnezeu. Oamenii doar o experimentează. Ea durează o vreme și apoi trece, însă efectele ei rămân pentru mult timp. Nu există metode pentru trezire, însă există o viață spirituală care te apropie de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu își face partea și provoacă trezirea. Trezirea nu o provoacă oamenii. Oamenii provoacă doar pocăința, neprihănirea. Însă trezirea o provoacă Dumnezeu, o provoacă Duhul Sfânt. Textul acesta pe care l-am citit prezintă o perioadă dificilă din viața la doi bărbați care au trăit cu Domnul. Oamenii aceștia l-au cunoscut pe Iisus în mod personal, au ascultat învățăturile Lui și au fost convinși și dedicați acestuia să-L urmeze. Însă în seara aceasta eu vreau să folosesc exemplul lor și în exemplul lor să ne punem noi, observând că exact ce li s-a întâmplat lor, riscăm să ni se întâmple nouă. S-ar putea eșecul lor să-L fie experimentat dumneata acum 10 ani sau acum un an. Unii din nefericire s-ar putea să le experimenteze chiar acum. În seara aceasta iau exemplul lor și îl pun în fața dumneavoastră pentru ca noi înșine să avem prin comparație un exemplu palpabil, măsurabil în fața noastră și să ne identificăm cu el. Să înțelegem că sunt perioade grele în viața spirituală când s-ar putea să adormim sau să ațipim. Sau să fim așa de obosiți spiritual încât să nu mai putem fi treji și responsabili de ce se întâmplă cu noi. E ca atunci când conduci mașina și nu mai ești conștient. Mergi dintr-o parte în alta, unii chiar ies de pe șosea. În felul acesta mulți au pierdut viața. Așa este ațipirea sau adormirea spirituală. Când vorbim de trezire, trebuie neapărat să acceptăm că trezirea are loc în urma adormirii. Acum eu nu pot să mă trezesc, pentru că sunt treaz. M-am trezit de dimineață, când m-am trezit din somn. Dormeam și la un moment dat m-am trezit. Aceea se numește trezire. Absolut la fel este și spiritual. În primul rând, în această seară, din textul pe care l-am citit, vreau să observăm că există momente de oboseală, de ațipire și de adormire spirituală. Observați că acești doi bărbați au umblat o vreme cu Iisus. Însă a venit un moment greu când n-au mai reușit să umble cu El. El a fost prins, bătut, omorât și pus în mormânt. A încercat să-i pregătească pentru momentul acesta dificil, dar ei n-au fost în stare să treacă peste acest obstacol și au căzut. S-au supărat, s-au întristat și s-au întors înapoi în satul lor, nemulțumiți de cursul evenimentelor. După mintea lor, istoria trebuia să arate altfel. Cu un rege în persoana lui Iisus pe tron,
cu o armată care să îi distrugă pe romani, să îi împingă înapoi în țara lor, cu un Israel înfloritor ca pe vremea lui David, cu niște iudei care aveau aur încât nu mai avea nicio valoare. Așa visau ei, așa vedeau ei istoria. Și Dumnezeu își permite să facă istoria altfel. Și ei se supără. Ei nu pot accepta cum a regizat Dumnezeu istoria. Și atunci ies din joc cu Dumnezeu. Abandonează joaca. Abandonează jocul. Abandonează relația și se întorc în satul lor. Biblia ne spune că vorbeau între ei. Era singurul subiect de discuție. Ei interpretează negativ evenimentele. După mintea lor, trebuia să fie așa și așa. Și Dumnezeu face invers. Erau triști și nu mai aveau nicio bucurie. Erau așa de afectați spiritual, încât au renunțat la visele lor de ieri. Atât de afectați erau spiritual, încât atunci când s-au întâlnit cu Iisus, nu l-au cunoscut. Atunci când femeile le-au spus că au văzut niște îngeri care a confirmat ce le spusese Iisus înainte. N-au avut puterea să înțeleagă, să accepte, să creadă. La fel de triști, amărâți, disperați, frustrați în inima lor, se îndepărtau de locul unde ar fi trebuit să trăiască până la moarte. Există o vreme în viață când ucenicii aceștia devin nemulțumiți de realitate, se întristează, sunt îndurerați, pun armele jos, abandonează slujirea și intră într-o stare de necredință. Poate în seara aceasta, dumneata care de 50 de ani ești pocăit, sau poate tu, dragul meu, tânăr care te-ai pocăit de curând, treci prin evenimente care nu-ți plac, care te enervează și te întrebi unde este Dumnezeu. Cum își permite El să lase lucrurile așa? De ce nu intervine? Ar fi așa de ușor pentru El să facă ceva? De ce nu schimbă lucrurile? De ce nu spune o vorbă? De ce nu trimite boala de la mine? De ce n-a amânat accidentul acesta? De ce mie? De ce eu? De ce acum? Tot felul de întrebări. Și în starea aceasta de spirit, adormim spiritual, suntem anesteziați de nemulțumirea noastră, intrăm într-o atmosferă de nepăsare fără să ne dăm seama, ne întâlnim cu Domnul și nu-L mai cunoaștem. Vin la noi tot felul de mesageri trimiși de Domnul și ne spun despre măreția lui Dumnezeu și noi nu mai avem urechi să auzim. Inima noastră este împetrită, e ca gheața. Nu ne mai trebuie nimic. Ne aplecăm să ne rugăm și gura ne este încleștată, nu putem să spunem un cuvânt. Venim în casa lui Dumnezeu și cântă biserica și stăm cu mâinile înțepenite și nu rostim o vorbă. Se spune predica și de-abia o suferim dacă nu cumva ieșim afară. Și noi am profețit altădată. Noi am predicat altădată, noi am cântat altădată. Părinții noștri au fost proroci în România. În casa părinților mei s-a deschis adunare. Nu vorbesc despre mine, ci îmi imaginez doar oameni din sală care au trecut prin astfel de experiențe și care au fost ieri sau alaltăieri cineva. Și astăzi sunt niște oameni necredincioși, disperați, care au abandonat și care se întorc întristați spre lumea din care i-a scos odată Iisus murind pe cruce. Sunt astfel de momente în viață? Când atât de puternică este presiunea încât nu mai reziști, te însingurezi, nu mai vrei să ai nicio relație cu păstorii. Dacă te sună vorbirea, vrei să fie cât mai scurtă, spui, iartă-mă, te rog, mă grăbesc, am treabă. Dacă vor să te viziteze, încerci să inventezi o scuză ca să nu vină în casa ta, te enervează, nu mai suporți, nu mai vrei nimic din ce e spiritual, nu mai ai chef de asta. Nu-ți mai trebuie să cânți, să te rogi, să citești în Biblie. Dacă soțul, soția, părinții, copiii te invită la adunare, aproape că ești în stare să devii direct și să spui, mie nu mai trebuie pocăință. Și poate vii, dar vii din motive așa de copilărești, de ochii cuiva, de gura cuiva, ca să-ți păstrezi faima de odinioară, dar în sufletul tău sunt valuri așa de mari, tu nu-L mai iubești pe Domnul. Tu nu mai poți să te rogi, tu ești trist, tu te întâlnești cu Domnul și nu-L mai cunoști. Starea aceasta de adormire spirituală poate fi o realitate pentru mulți dintre noi.
Nu există nenorocire mai mare decât să dormi și să nu știi că dormi. Să n-ai niciun ceas să te trezească și să n-ai niciun om care să te scoale. Nu există stare mai nenorocită. Vin hoții, îți fură mașina, îți fură familia, îți fură casa și tu dormi liniștit. Aș vrea în seara aceasta, indiferent de când îl urmezi pe Domnul, să ai puterea să te oprești și să te întrebi: eu dorm sau sunt treaz? Dacă ești treaz, de ce nu miști? Nu miști nici la rugăciune, nu miști nici la predică, nu miști nici la cântare, nu miști nici la colectă, nu miști. Astea sunt caracteristicile unui om care doarme. E adevărat că ești botezat, e adevărat că ești membru în biserică, e adevărat că nu știu ce slujbă faci, toate lucrurile astea sunt adevărate. Dar tu dormi. Vrei în seara aceasta să îndrăznești, să te uiți dacă dormi sau ești treaz? Marele risc al oamenilor care sunt pocăiți de mult este că așa de mult s-au obișnuit cu Domnul, cu pocăința, cu biserica, încât atunci când vin aici, ei nu se mai întâlnesc cu Domnul, ei se întâlnesc doar cu oamenii. Nu există tragedie mai mare decât să rupi câteva perechi bune de pantofi într-o viață de om, venind la adunare, iar spre sfârșitul vieții să adormi și să nu mai te trezești niciodată decât în foc. Vreau în seara aceasta să mă uit în ochii dumitale și să-ți spun: omule, riști să dormi și să nu știi, să nu mai simți nimic, să nu te mai doară nimic, să devii insensibil și împietrit. Ucenicii aceștia au abandonat slujirea, erau nemulțumiți de cursul evenimentelor, nu l-au cunoscut pe Domnul, a sfidat mesajul femeilor care au văzut îngerii și se întorceau disperați și supărați înspre satul lor. În Genesa, în capitolul 26, versetele 17 și 18, Scriptura ne spune că Iacov, nepotul lui Avraam, mergea prin pustie și la un moment dat și-a așezat tabăra, familiile, turmele, slujitorii, într-un loc. În locul acela fusese bunicul său cu mult timp în urmă. Dar de atunci și până acum, filistenii astupaseră toate fântânile din care bunicul lui și tatăl lui scotea apă pentru oameni și pentru animale. Și în căldura aceea toridă a Orientului, el căuta după fântânile bunicului lui și ale tatălui și n-au găsit decât locul unde au fost, pentru că filistenii le-au astupat cu pământ și cu gunoi. Și a mers să scoată apă. Avea apă, avea nevoie de apă pentru el, pentru copii, pentru slujitori și pentru animale. Avea mii de animale cu el. Avea nevoie de apă, nisip, soare, un soare care nu se mai termina. O picătură de apă i-ar fi trebuit. Și a mers din fântână în fântână, fântâni săpate de bunicul său Avraam, de tatăl său Isaac. Și toate erau acoperite cu gunoi, cu pământ, de filisteni. Și n-avea apă. Nu există stare mai nenorocită decât să-ți aduci aminte de fântâna bunicului tău sau a mamei tale. Spunea cineva astăzi că a avut o mamă care s-a rugat pentru el și când îi scria o scrisoare, fiind plecat de acasă la școală, în încheiere îi spunea: fiul meu, te salut cu psalmul 20 și să știi că mă rog pentru tine. Fântâna aceea astăzi s-ar putea să fie acoperită cu gunoi. Știți cine acoperă fântânile? Filistenii. Dar știți de ce le acoperă? Pentru că le permitem să vină în proprietatea bunicilor noștri, să intre în zestrea părinților noștri. Eu n-am avut onoarea să am o bunică credincioasă. N-am avut onoarea să am părinți credincioși. N-am avut o zestre spirituală care să mă urmărească toată viața. N-am avut părinți care să se roage pentru mine ca Dumnezeu să mă păzească și să-mi mântuiască sufletul. Dar tu
tu care ai harul acesta, de ce îi lași pe filisteni să vină și să umple aceste fântâni cu apă proaspătă, să le umple cu gunoi și cu pământ? Știi tu cât au muncit părinții tăi să sape fântânile astea? Știi tu cât au transpirat oamenii ăia ca să ai tu ce să bei? Și tu i-ai lăsat pe filistenii cu care te-ai împrietenit să vină acolo și într-un moment de neatenție tu dormeai liniștit la soare. Filistenii au acoperit fântânile cu gunoi și cu pământ. Și te-ai trezit că splângeau copiii și nevestele de sete. Behăiau animalele și ai zis, am să mă duc la fântână, am să scot apă din fântâna bunicilor mei și a părinților mei și am să rezolv problema. Și când te-ai dus acolo, falșii tăi prieteni filistenii, care te-au învățat la țigări, la droguri, la alcool, la pornografie, la toate prostiile acestei lumi, ți-au astupat fântânile. Și când te-ai dus să-ți iei apă, fântânile erau acoperite. Ce fel de om ești tu? Tu nu numai că nu ești în stare să sapi o fântână, dar după ce că bunicii tăi și părinții tăi ți-au lăsat o zestre pe care nu o meritai, n-ai fost în stare nici să o păstrezi? Ce fel de om ești tu? Ce demnitate ai tu? Ce caracter ai tu? Nici atâta nu ești în stare să păstrezi proprietatea unora care s-au jertfit ca să-ți lase o zestre pentru ca să trăiești? Ți-ai făcut prieteni niște nebuni care au stricat tot ce a fost frumos în tine? Ți-au distrus via când a fost în floare? Ți-au distrus caracterul, obiceiurile bune? Tot ce era frumos în tine? Ți-au distrus prietenii cu care ți-a plăcut să trăiești, ai avut fan cu ei? Te-ai împrietenit cu filistenii și filistenii ți-au astupat fântânile. Și acum ești dependent de o picătură de apă, ai buzele uscate. Cum să te pun eu pe tine să alergi pentru Iisus când tu ești leșinat de sete? Cum să te pun eu pe tine să cânți laudele Domnului când buzele tale sunt crăpate și sângerează de sete? Pentru că tu le-ai permis falșilor tăi prieteni să astupe fântânile părinților tăi. Știi tu cât timp a săpat bunicul tău și tatăl tău fântâna asta? Și n-ai știut să-ți protejezi binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-a lăsat-o. Și în seara aceasta ești aici și ți-este rușine. Îți este rușine că tatăl tău s-a rugat o oră pe zi și tu nu te poți ruga 5 minute. Bunicul tău a alergat pe jos din sat în sat, urmărit de poliție și bătut măr. Iar de la tine vine păstorul și te întreabă de ce n-ai venit de dimineață la adunare. Spui, mă mut la Elim, mie nu trebuie un astfel de păstor. Eu trăiesc într-o țară liberă. Săracul de tine, săracul de tine. Ești un om fript de sete, n-ai putere de nimic. Și toate fântânile părinților și bunicilor tăi, care ți-au fost lăsate să te bucuri, să trăiești din abundență și să nu știi ce e amărăciunea și setea, ți-au fost acoperite de prietenii care credeai că te vor duce la fan și la fericire. Și acum guști amărăciunea și lipsa de apă. Sunt momente în viață, prietenul meu, când treci pe aici. Mă întreb, nu cumva o să mor în starea asta? N-am să mă opresc din predică până când nu sunt sigur că tu înțelegi ce trebuie să faci ca să pleci de aici. Eu știu că în seara aceasta aici sunt mulți tineri care au permis prietenilor lor filistenii să le acopere fântânile părinților lor. Tineri care de-abia acum își dau seama unde i-a dus prietenia cu filistenii. A venit păstorul, au venit părinții și le-a spus, dragul meu, tu o să pierzi, o să pierzi apa și aici în pustia aceasta viața înseamnă apă. Și tu ai spus, vezi de treabă, nici nu știi tu ce prieten bun am eu. Vezi unde te-au adus prietenii? Ți-au ruinat viața, ți-au ruinat onoarea, au făcut din tine o persoană disprețuită de comunitate, disprețuită de prieteni, de cunoscuți, nu te mai respectă nimeni, ai pierdut totul. Aici te-au adus prietenii, aici te-au adus filistenii cu obiceiurile lor, cu alcoolul, cu țigările, cu jocul de noroc, cu prostiile, cu cluburile, cu fanul. Tu dormi, tu dormi, dragul meu, tu nu mă auzi, tu dormi. Am să vin la tine și am să te zgâlți, adică am să te fac așa, să te scuturi, pentru că tu trebuie neapărat să te trezești. Spune Biblia, am să pun niște străjeri care să sune mereu și mereu din trâmbiță
să dea de veste oamenilor ca să nu ațipească. Atâta vreme cât am să stau în locul acesta, o zi sau 1000 de ani de aici înainte, am să spun aceleași lucruri, cu toată responsabilitatea și cu toată durerea, către toți cei care sunteți aici, începând de la copiii mei și terminând cu cel mai străin dintre dumneavoastră. Pentru că turiști să nu mai ai o picătură de apă și să mori și să adormi. Există momente dificile în viață, momente de ațipire, momente de adormire. În al doilea rând, există momente de provocare în viață. Dumnezeu, în viața acestor doi ucenici, își arată slava prin evenimente supranaturale. Priviți versetul 22. Dumnezeu folosește bărbați și femei. Îl trimite pe Iisus să se întâlnească cu ei. Ce har, ce onoare să te întâlnești cu Iisus Hristos. Trimite niște femei care au avut o descoperire senzațională și spune: hei, am văzut niște îngeri, mi s-a descoperit puterea lui Dumnezeu. A venit slava lui Dumnezeu pentru mine și peste mine și am avut un vis. Omule, și acum simt că am pielea pe mine ca de găină. Am văzut îngerii lui Dumnezeu. Am văzut slava lui Dumnezeu. Mi-este așa de frică, mi-e frică să mă urc în mașină. Și Dumnezeu te provoacă. Și în starea aceasta de ațipire în care ești, Dumnezeu folosește tot felul de evenimente ca să ajungă la atenția ta care mai e atât de mică, aproape inexistentă. Și Dumnezeu folosește evenimente supranaturale. Priviți versetul 30. Te duce Dumnezeu într-un loc de rugăciune. Înțelegi care sunt activitățile pe care trebuie să ți le dorești de astăzi înainte? Iisus, când s-a oprit, când a mers cu ei, le-a vorbit din Evanghelie. Când s-a oprit, s-a rugat cu ei și a făcut acte de cult. A dat cina Domnului. Rugăciune, predicare, învățătură și cina Domnului. Înțelegi tu ce fel de grup de oameni trebuie să cauți de astăzi înainte? Lucrurile astea te provoacă. Când tu vei merge într-un loc unde oamenii se roagă, puterea lui Dumnezeu îți va atinge sufletul. Te va atinge mila Domnului. Și tu care stai cu pieptul în față, că ai mașină tare și ai business tare și ești cool și te împlini numai prin downtown, te vei face mic, 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 vei începe să plângi și te vei prăbuși înaintea Domnului și vei spune: Doamne, eu sunt un gunoi, Doamne, eu sunt o epavă, eu nu merit nimic, eu mă mir, cum de mai răbdare cu un om ca mine, numai eu știu cât de ruginit sunt în interiorul meu. Am haine frumoase, ori de câte ori ies în lume, îmi fac freza. Dar numai eu știu în inima mea, Doamne, că sunt un faliment. Pentru că în atmosfera de rugăciune te atinge Domnul, te atinge sufletul. Mila Domnului te atinge când mergi într-un loc unde se roagă oamenii. Mila Domnului te atinge. Mila Domnului zmoaie inima. Inima aceea din gheață începe să se topească pic, pic, pic. Pentru că există în rugăciune, în rugăciunea frățietății, o putere care te atinge. Nu fugi de rugăciune, tinere. Nu fugi de rugăciune. Nu fugi de predicarea Evangheliei. Desfă-ți așa haina în dreptul inimii și lasă-L pe Domnul să trimită Evanghelia în inima ta. Lasă-L pe Domnul să izbească în inima ta cu Evanghelia. Lasă pe Domnul să dărâme întăriturile diavolului. Lasă să rupă gardurile. Lasă să distrugă tot ce este de la diavolul. Fă-te vulnerabil lui Dumnezeu, fă-te vulnerabil. Ieși din spatele tufișului, ieși în fața lui Dumnezeu. Spune: Doamne, distruge tot ce este rău în mine. Distruge orice patimă, Doamne. Dă o lovitură puternică diavolului care mă ține strâns în ghearele lui. Scoate-mă, Doamne, scoate-mă, Doamne. Sunt un prizonier nefericit. Vreau să mă smulg, am obiceiul țigărilor, am obiceiul pornografiilor, am obiceiul temir la cealaltă nenorocire. Doamne, nu pot să ies. De zile întregi promit că mă opresc și nu pot. Doamne, scoate-mă afară! Doamne, trage-mă afară! Du-te într-un loc unde se roagă oamenii. Du-te într-un loc unde se roagă oamenii. Ia o zi de post și du-te într-un loc unde se roagă oamenii.
Du-te din ce în ce mai des într-un loc unde se roagă oamenii. Du-te din ce în ce mai des într-un loc unde se roagă oamenii. Du-te din ce în ce mai des într-un loc unde se roagă oamenii. Acolo va veni Iisus Hristos. Acolo se va manifesta puterea lui Dumnezeu. Acolo va fi zdrobit dușmanul care te apasă, care ți-a bucuria, care ți-a distrus familia, care ți-a distrus conștiința, care ți-a distrus visele ce sperai să devină realitate. Acolo diavolul va primi o puternică lovitură din partea Domnului. Du-te într-un loc unde se roagă oamenii. Ia-ți timp, du-te într-un loc unde se roagă oamenii. Ia-ți o zi de post și du-te într-un loc unde se roagă oamenii. Du-te într-un loc unde se predică Evanghelia. Acolo unde se predică cel mai puternic Evanghelia, du-te acolo. Fii nelipsit. Du-te acolo unde se dă cina Domnului. Lasă-L pe Domnul să te atingă. Acestea sunt evenimente care te provoacă. Vine Domnul la urechea ta aproape adormită și spune, fiule, tu te îndrepți spre iad. Este extraordinar să ți se mai ofere harul când ai ațipit sau ai adormit. Harul să te trezești și să te ridici, să te scuturi, să-ți dai cu puțină apă pe față și să o iei de la capăt. Este un mare har. Foarte mulți oameni dintre cei care adorm nu se mai trezesc niciodată. Iuda a adormit și nu s-a mai trezit niciodată. Anania și Safira au adormit și nu s-a mai trezit niciodată. Biserici întregi dintre cele 7 ale Apocalipsei au adormit și nu s-au mai trezit niciodată. Mă uit în seara aceasta la tine și mă întreb, ce este acum în sufletul tău? Dumnezeu te iubește așa de mult și se apropie de tine, este doar la un pas, dacă întinde mâna poate să te atingă. Și cu mâna aceea care poartă cicatricea cuielor care au străpuns-o, Domnul te poate ridica pe tine din starea în care ești. Dumnezeu te duce în situații care te provoacă spre trezire. Dumnezeu pune un ceas să sune, vine în prezența ta și face gălăgie, trântește ușile, intenționat face zgomot ca să te trezești. Tu nu înțelegi că zgomotul ăsta este să te trezești? Tu nu înțelegi că Domnul intenționat trântește ușile ca să facă gălăgie să te trezești? De ce țip la mine să fac liniște? Tu nu înțelegi că Domnul m-a pus pe mine să fac gălăgie pentru că Domnul vrea să te trezești? De ce îmi spui tu mie să fac liniște pentru că tu dormi și tu o să mori? Cum îți permiți să crezi că eu o să fac liniște? Nu o să fac nicio liniște. Și o să țip cât pot de tare. Și o să trântesc toate ușile. Și o să dau drumul la toate obiectele. O să fac gălăgie și zgomot ca să te trezești. Există momente de adormire. Există momente de provocare, de gălăgie, de ceas deșteptător care sună și există momente de trezire. Din nefericire, nu toți cei care adorm se trezesc, dar toți cei care adorm aud gălăgia, că vor să se trezească sau că nu vor să se trezească, este libertatea și responsabilitatea lor. Observați versetul 31, prin puterea lui Dumnezeu s-au deschis ochii lor ca să-L cunoască pe Iisus. N-au putut să-și deschidă ochii singuri. Dar ce au făcut singuri? Au ascultat Evanghelia, au fost în contextul rugăciunii și au participat la cina Domnului. Astea au putut ei să le facă. Și făcând aceste lucruri, fiind implicați în aceste activități spirituale, dintr-o dată puterea lui Dumnezeu a venit peste ei și li s-a deschis ochii. Ei nu și-au deschis singuri ochii, dar singuri au stat la rugăciune, la cina Domnului și la evangelizare, la învățătură. Și atunci li s-a deschis ochii. Ce har să investească Dumnezeu ca să-ți deschidă ochii. Ce har să te trezești dintr-o dată și să realizezi că poți să vezi. Ce har să mai poți plânge odată în adunare. Ascultă-mă bine ce-ți spun. Tu știi bine că eu spun adevărul chiar acum. Cât de dureros este să nu mai poți să plângi la rugăciune. Cât de dureros este să nu mai poți fi cercetat de Domnul. Ce stare nenorocită să nu mai simți nimic în mijlocul adunării.
Ce nefericită persoană să treacă totul pe lângă tine și să nu te mai atingă nimic. Să nu mai verși o lacrimă, să nu mai ai un oftat. Să nu-ți mai zvâcnească inima în piept de dragul celui care a murit pentru sufletul tău. Prea iubitul, regele, împăratul, domnul, gloriosul, eternul, slăvitul Iisus Hristos. Să nu mai simți nimic pentru el. Să te uiți la el ca la un străin, ca la un nimeni. Ca la un vânzător de bilete. Să nu mai ai niciun sentiment pentru el. Să te uiți la el și spui, bă, dar tu cine ești? Să nu-ți mai bată inima în piept când îl vezi. Să te uiți la cicatricele din palmele lui și să nu mai simți nimic. Să vrei să simți, dar să nu mai poți. Să vrei să mai cânți și să nu mai poți. Să vrei să mai plângi și să ai ochii uscați, plini de nisip de la filisteni. Ce tragedie, ce nenorocire. Dar pentru că tu te-ai smucit, adică ai făcut efortul să te duci unde se roagă oamenii, unde se predică Evanghelia, unde se dă cina Domnului. Pentru că tu te-ai dus acolo, ai acceptat provocarea, ai auzit ceasul deșteptător și ai spus, ah, ce somn e, dar trebuie să mă trezesc, Doamne, ajută-mă să mă trezesc. Știu că dacă mai zic, stau un pic, adorm și nu mai mă trezesc niciodată, pierd ultimul tren. Doamne, nu mai stau niciun pic, nu mai stau niciun pic. Atunci îți se deschid ochii. Este puterea lui Dumnezeu care îți deschide ochii. În seara aceasta mă uit la tine pentru că ești fratele meu în Hristos. Ești sora mea. Aici plângem împreună. Strângem bani împreună. Mergem în camp împreună. Toate lucrurile astea le facem împreună. Câteodată ne supărăm unul pe altul. Altădată ne îmbrățișăm. Sunt zile mai complicate, mai puțin complicate, însă mergem împreună spre cer. Tu ești fratele meu. Pentru noi amândoi a murit Iisus. Și eu mă uit acum la tine și vreau să te întreb, tu auzi ceasul? Tu auzi soneria? Tu auzi ceva sau nu? Dacă tu îți mai permiți să mai stai încă un pic, crede-mă că nu te vei trezi niciodată. Tu știi că dimineața când ești obosit, dacă spui mai stai un pic, te ia somnul și te trezești la 8. Și te ridici și tu cu rușinea în cap și toată lumea o să zică, vai de tine că te-ai făcut mare și tot mic ești. Trebuie să fii un bărbat, trebuie să fii o femeie puternică, trebuie să fii un adult. Când a sunat ceasul, ridică-te, smucește-te, fă efortul, fugi și spală-te, des cu apă rece pe față. Auzi provocarea lui Dumnezeu. Cât crezi tu că o să sune ceasul Domnului pentru tine? Până când? Țipă tata, țipă mama, țipă păstorul, țipă toată lumea și tu n-auzi nimic. Ție nu-ți arde decât de plăceri, de fete, de băieți. Ție nu-ți arde decât de plimbări, de fan. Mă, omule, tu n-auzi nimic? Cât crezi tu că o să sune ceasul lui Dumnezeu pentru tine? Domnul este la capătul răbdării cu tine, cum a fost cu Sodoma și cu Gomora. Ascultă-mă! Domnul este la capătul răbdării cu tine. Tu ești fratele meu și eu am să fac toată gălăgia de care sunt în stare ca tu să te trezești și să înțelegi următorul lucru. Tu ai ațipit pentru că ești om, pentru că n-ai fost atent, pentru că te-ai culcat pe o ureche și ai adormit. Însă Domnul face gălăgie lângă tine. Domnul face gălăgie lângă tine. Și în seara aceasta, Domnul trântește uși, pune pe cineva să cânte, pe altcineva să facă zgomot, pentru că Domnul vrea să te trezești. Să faci ce vrei cu viața ta. Dar ține minte ce-ți spun, somnul pe care îl dormi este somnul morții. Tu trebuie să stai în capul oaselor și să fii responsabil de existența ta. Trebuie să-L vezi pe Iisus când vine. Pentru asta trebuie să stai așa. Și dacă cineva te strigă să-i spui, iartă-mă, iartă-mă, nu pot să mă întorc, lasă-mă că am treabă. Nu pot să pierd ocazia? Nu pot să pierd ocazia! Eu sunt foarte ocupat! Eu am o treabă extraordinară, nu pot să pierd ocazia! Lasă-mă! Tu trebuie să fii pe fază. Trăiește-ți viața cu toată intensitatea uitându-te după El, că vine în clipa în care nu te aștepți. Nu întoarce spatele Domnului,
Nu te opri nici pentru o clipă. Viața e scurtă, omule, nu-i timp de odihnă. Ridică-te, Iisus are nevoie de tine. Ridică-te, Iisus are nevoie de tinerețea ta. Ridică-te, Iisus are nevoie de trompeta ta. Iisus are nevoie de ce știi tu să faci. Iisus are nevoie de ce știi tu să faci. Iisus are nevoie de ce poți tu să faci. Iisus are nevoie de vocea ta. Iisus are nevoie de tinerețea ta. Ridică-te, trebuie neapărat să te ridici acum. Ce crezi tu că ar putea Domnul să facă ca să te trezească? Știi că ar putea să ia mașina ta, să o dea de un perete, să facă țăndări și poate tu împreună cu ea? Mă, omule, te cheamă Domnul în această seară, trezește-te. Drumul pe care mergi nu este bun, oprește-te. Ridică-te în capul oaselor și uite-te la ucenicii ăștia ce au făcut în încheiere. Scriptura spune următorul lucru. S-au pocăit, au primit o altă perspectivă despre Biblie și spuneau, mă, nu ne e nouă rușine, mă, ne vorbea Domnul și noi ne făceam că plouă. Mă, nu ne ardea inima noi când ne vorbea Domnul. Mă, cum am putut să fim atât de nepăsători? Ne mă mir, cum am putut eu să ascult predica la omul ăsta și în loc să mă pocăiesc, m-am uitat la și am zis, ce cravat are și ăsta? Cum e posibil așa ceva? Mi-a vorbit Domnul. A trimis Dumnezeu un om. Pe unul să cânte, pe unul să predice. M-a așezat unul și ieri în cel mai potrivit loc. Pe unul l-a trimis să dea conditionul. Cum e mai bine? Să nu-mi fie cald, să nu-mi fie frig, să nu mă plouă, să nu mă ningă, să am tot confortul. Doar să aud, doar să văd. Și eu mă uit firește și râde predicator, râde adunarea Domnului, râde cântăreți, râde Domnul, pentru că eu sunt puternic, eu am bani, eu am prieteni, ei și... În seara aceasta eu vreau să te chem. Crede-mă că eu nu știu sigur dacă duminica viitoare voi mai predica. 100% pot fi aici, însă 100% pot fi în pământ. Dar crede-mă că aceeași istorie se poate întâmpla și cu tine, indiferent cine ești, tânăr sau bătrân. Dacă eu aș ști sigur că duminica viitoare nu vom mai fi din nou aici, eu m-aș opri acum și aș continua atunci. Dar dacă ori eu, ori dumneata nu mai suntem aici, cum mă voi întâlni cu Domnul și ce să-i explic când mă va întreba de ce nu ți-ai făcut slujba? De ce n-ai sunat din trompetă, omule? De ce te-am trimis, ți-am dat trompetă, ți-am dat putere? De ce n-ai sunat? De ce nu ți-ai încordat toată puterea ta să suni? Că era vorba de sufletele oamenilor. Era vorba de destinul veșnic al unor oameni. Cum ți-ai permis să nu suni? Vreau în seara aceasta să vă chem pe toți cei care sunteți aici și ați adormit, ați fost nemulțumiți, v-ați uitat triști la Domnul și nici măcar nu l-ați mai cunoscut. N-ați mai avut în cap decât să vă întoarceți înapoi în Emaus, să faceți un alt business și să vă continuați viața. În seara aceasta, eu te rog să-mi dai voie să te invit, ascultă ceasul lui Dumnezeu și deșteaptă-te. Trezește-te din somn, omule, trezește-te din somn. Alege rugăciunea în loc de altceva. Îmi vei spune, frate Luigi, trăim o vreme complicată, internet, televizor, dar tu ai impresia că acum 500 de ani, când nu exista internet și televizor, era mai ușor? Știi ce era atunci? Lupte de cocoși, lupte de șoarici, lupte de câini, lupte de tot felul de animale, jocuri de noroc primitive. Și atunci păcatul era ca și acum, cu gura deschisă să înghită. Nu este cu nimic mai periculos televizorul sau internetul decât formele de păcat de acum 500 de ani, cu nimic. Diavolul în orice epocă a avut metodele lui. Nu te plânge că e mai greu astăzi, nu-i mai greu deloc. Auzi ceasul deșteptător al lui Dumnezeu și trezește-te în seara aceasta. Aș vrea să te invit să iei o decizie. Eu știu că ți-e greu. Ai fost aproape să iei decizia aceasta de multe ori și ai amânat din anumite motive sau te-ai oprit. Te rog, lasă-L pe Domnul în seara aceasta, septembrie 17, la Betania, să te trezească, să te pună în capul oaselor și să fii un bărbat care stai drept în picioare pentru Iisus Hristos.
Aș vrea să vă invit pe toți, scumpii mei, să vă aplecați capetele, pentru că vreau să fac o chemare aici în adunarea lui Dumnezeu. Vreau să te rogi pentru momentul acesta. Fratele meu și sora mea, vreau să te rogi, roagă-te puternic chiar acum, pentru ca Duhul Domnului să despietrească inimile împietrite. Poate e copilul tău, poate este cineva din casa ta. Roagă-te, roagă-te puternic. Nu-mi trebuie decât câteva zeci de secunde să spun următorul lucru. Indiferent ce vârstă ai și cine ești, dacă în seara aceasta ți-a vorbit Domnul, dacă auzi ceasul deșteptător al lui Dumnezeu și dacă vrei să te ridici, poate este ultima șansă, atunci te rog, exprimă pocăință, credință în Iisus Hristos, dorința să te ridici, plânge-ți păcatul și manifestă toate aceste stări de lucru ridicând o mână ca un gest fizic pe care vrei să-l faci. Să nu-ți fie rușine de nimeni, sus, sus mâna, sus. Sus mâna, pentru că Dumnezeu vrea să vadă gestul care exprimă pocăința și credința ta. Sus mâna, sus. Cu mâna aceea cu care ai făcut atâtea prostii, spune-i lui Dumnezeu că-L iubești. Spune acum în inima ta: Doamne, te iubesc și îmi pare rău că te-am trădat, îmi pare rău că te-am înșelat, îmi pare rău că te-am supărat, îmi pare rău, îmi pare rău, știu, Doamne, că m-ai așteptat, însă în seara aceasta așa de mult prețuiesc că mai îmi dai o șansă, o folosesc și nu o să-mi scape, Doamne, nu o să-mi scape, pentru că iubirea ta mă cucerește. Haideți să ne ridicăm în picioare toată adunarea și să ne rugăm, să ne rugăm pentru cei care au ridicat mâinile, să ne rugăm pentru cei care au auzit ceasul deșteptător, să ne rugăm Domnului împreună, pentru că e un moment de har. De ce să pierdem clipa aceasta dacă Dumnezeu vrea să cheme pe cineva acasă? Priviți-L pe fiul risipitor care se întoarce la tatăl, mai ai puțină răbdare, e un suflet de om. Haideți să ne rugăm împreună Domnului.